Doamnelor și domnilor, bună seara tuturor celor care sunt privitorii acestui Impact. De fapt, emisiunea Impact este o emisiune de analiză a politicilor publice, adică a ceea ce face sau nu face Guvernul Republicii Moldova, sau nu neapărat Guvernul Republicii Moldova, dar încercăm să vedem ce se ascunde în spatele evenimentelor politice din săptămâna care a trecut. Numele meu este Victor Nichituș și spun bună seara în primul rând domnului Grigore Petrenko, un prieten mai vechi de al dumneavoastră, și un alt prieten de al dumneavoastră este vorba de domnul Oleg Serebrean, vicepreședinte al Partidului Democrat, deputat în Parlament, domnul Grigore Petrenko, dumnealui tot deputat în Parlament. Vă mulțumesc în primul rând că sunteți alături de noi. Și noi mulțumim. Bună seara! Stimați prieteni, vizita de două zile a președintelui român Traian Băsescu în Republica Moldova a polarizat societatea moldovenească. Fostul președinte a Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, a lăsat să se înțeleagă că vizita președintelui român la Chișinău este una mult prea devreme. Alții i-au atribuit lui Băsescu, vorba unui cunoscut jurnalist din Republica Moldova, puteri supranaturale, de exemplu puterea de a domoli Crivățul la un moment dat. Iată de ce m-am gândit să discutăm și chiar și în contradictoriu în seara asta despre semnificațiile ascunse sau mai puțin ascunse ale acestei vizite, dar și despre necesitatea ca relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova să fie bazate pe respect reciproc, exact ca între doi vecini, pentru că vorba unui președinte al Republicii Moldova, vecinii nu ți-i alegi, vecinii ți-i dă Dumnezeu. Despre asta încercăm să vorbim și, domnule Petrenko, încep cu dumneavoastră, pentru că de ultimele declarații care au fost făcute, declarații ale conducerii partidului din care faceți și dumneavoastră parte, au lăsat să se înțeleagă că atât societatea, o parte a societății este nemulțumită de vizita domnului Băsescu la Chișinău, dar și au fost luate o serie de atitudini. De exemplu, gen Vladimir Voronin, care a spus că mai degrabă Băsescu ar fi făcut bine să stea acasă. Sau domnul Marc Caciuc, care a afirmat că Băsescu, ca un infractor, a revenit la locul faptei. De unde această motivație, domnule Petrenko, pentru aceste nemulțumiri, care să le spunem așa? Eu cred că majoritatea cetățenilor au avut o reacție negativă la ceea ce s-a întâmplat în cadrul vizitei și în jurul acestei vizite a domnului Băsescu la Chișinău. Cred că era o vizită cu scandal, oricum, ca orice declarația domnului Băsescu în privința Republicii Moldova. Noi toți cunoaștem că relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România sunt foarte sensibile și au fost foarte sensibile în ultimii ani. În primul rând datorită faptului că autoritățile oficiale de la București nu recunosc națiunea moldovenească, etnia moldovenească și nu recunosc, de fapt, identitatea moldovenească ca atare. Respectiv, noi putem spune că, de facto, nu recunosc și statalitatea moldovenească. Nu vor să semneze tratatul de bază, nu vor să semneze acordul cu privire la frontieră de stat. Toate aceste acțiuni, sigur că nu contribuie la dezvoltarea unor relații normale între două state, între doi vecini. Și vizita aceasta a avut loc, haideți să aducem aminte, în ce context. A doua zi după ce au fost făcute declarațiile de către ministrul de externe de la București, domnul Baconski, care încă o dată a reiterat poziția oficială a Bucureștiului că noi nici într-un caz nu vom recunoaște națiunea moldovenească separată, deci separat de cea, deci română. Și n-a urmat nicio reacție din partea autorităților oficiale de la Chișinău. Sigur că în asemenea condiții această vizită a fost un fel de umilință și a fost chiar și acele declarații care au fost făcute de președintele României la Chișinău că nu va semna niciodată acordul cu privire la frontieră de stat. Iarăși sunt niște declarații insultătoare în adresa tuturor moldovenilor, în adresa Republicii Moldova ca stat. Dar au fost... Și este absolut normal că în urma
acestor declarații, în urma tuturor spiritelor care au fost în jurul acestei vizite, au urmat și reacțiile noastre, inclusiv și a domnului Voronin. Am înțeles, dar a fost totuși o parte a societății care a aplaudat, a spus bravo, trebuia să vină, uite, trebuie să... Orice societate, deci, este diversă și noi cunoaștem că și în societatea moldovenească există cetățeni care consideră că Republica Moldova trebuie să fie, să se unească cu România în viitorul îndepărtat sau în viitorul apropiat. Dar în acest context, totuși, haideți să nu uităm că este vorba de relații bilaterale interstatale și un președinte al unui stat membru al Uniunii Europene nu are dreptul să facă asemenea declarații față de un stat vecin. Eu am vedere în cazul dat domnul Băsescu. Domnule Serebrean, cum vedeți dumneavoastră că stau lucrurile vis-a-vis de această vizită? Vis-a-vis de declarațiile domnului Voronin. Credeți că domnul Voronin a avut punctul său de dreptate sau de adevăr că a fost o vizită mult prea devreme? Știu, mie mi s-a părut că domnul președinte Băsescu, din potrivă, a avut o vizită în care a avut mesaje foarte echilibrate, n-a dat temei pentru niciun fel de temeri sau speculații. Deși erau anumite temeri sau așteptări din partea unor comentatori politici de la noi sau din alte părți. Nu cred că a fost o vizită prematură. Relațiile dintre cele două țări erau atât de tensionate încât era cazul ca să facem un pas spre destindere, spre deschidere. Știți foarte bine că Republica Moldova a moștenit o relație destul de sinusoasă cu mai multe state, inclusiv cu România. Cred că în cadrul acestei vizite s-a pus punctul pe mai multe probleme. S-au discutat anumite dosare care rămân, cum spunea dinaori și domnul Petrenco, deschise. Problema acordului de frontieră, problema tratatului bilateral de bază. Bine, e adevărat că punctul de vedere al Bucureștiului și al Chișinăului pe undeva diferă. Punctul nostru de vedere... Al PD-ului acum. Punctul alianței, în cazul de față de vedere, este că acest acord va fi într-un fel semnat, ceea ce nu neagă nici Bucureștiul. Este foarte important conținutul care va fi în acordul respectiv. Este aici însă și un element, dacă vreți, de natură mai curând morală decât politică. Nu e niciun caz vorba despre unire, ridicarea hotarului și așa mai departe. Hotarul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este și hotarul dintre Republica Moldova și România. Firește că este nevoie, chiar și Uniunea Europeană impune cele două țări să ajungă la o înțelegere și cred că se va ajunge la o înțelegere. Este punctul de vedere împărtășit și de foarte multă lume la București. Nu cred că trebuie interpretate, cum se întâmplă deseori, atât de tendențios anumite declarații. Nu s-a spus că nu se va semna niciun fel de acord. Cum se va numi acel acord legat de frontieră este o altă problemă. Mie îmi pare rău că relațiile dintre România și Republica Moldova ajung să fie, un moment suplimentar de divizare a societății. Ați spus și dumneavoastră, remarca Adineaur și domnul Petrenco, că opiniile au fost polarizate, că unii au privit cu entuziasm această vizită, alții au privit-o cu răceală, chiar cu circumspecție foarte, foarte mulți. Eu cred că, ca și vizita pe care a avut-o recent premierul la Kiev, pe care mulți, iarăși, au fost comentarii pe care le-am văzut, era prematură, nu era cazul să meargă acum, în timpul campaniei electorale care încă nu s-a încheiat în Ucraina. Părerea mea că nu există în situații de astea vizite premature. Republica Moldova are doi vecini și avem nevoie ca relațiile cu aceste țări să fie aduse la o stare de normalitate. Nici mai mult, nici mai puțin.